Dragii mei, nu am de gând să vă răpesc prea mult din timpul dumneavoastră. Am de gând totuși să vă pun în gardă. Veți urmări una dintre acele provocări rare pe care le poate avea cineva de-a lungul vieții. Aceea de a discuta în mod nemijlocit cu el însuși. Un dialog care poate căpăta diverse nivele de înțelegere, de cunoaștere, dar și de rupere de sine. Cea spargere care poate să fie oricând, o fragilitate care poate să survină în dialogul cu sinele, în dialogul cu dublul. Căci despre dublul, acesta absolut special pe care îl propune Shakespeare, este vorba. Poveste de iarnă. O poveste în care dragostea poate duce la nebunie, nebunia poate duce la înțelepciune și înțelepciunea la salvare. Pe 25 aprilie, de la ora 8 seara, sau pe 26, de la ora 14, puteți urmări pe TVR3 o poveste minunată în regia lui Dominic Dembinski. O provocare pentru dublul fiecăruia.